Să-i
Toți se te navem, se zâmpă, este cu cerii.
Nicolae, al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două ameni, să-L pomenească Domnul Dumnezeu. Thank you.
Să-ți dă-și-a Doamne, pe Dumnezeu.
Sure.
Să-L vii la din moți, cu moartea de moarte.
Să nu
Deocamdată iubirea strămoșește mința, dragostea, mătintea, să încălzească inimile tuturor, să încălzească inimile cu cernicia și trebuie la Dumnezeu Sfântul, cele mântuitoare, aduse pe pământ de la tine, prin urmă Sfântului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit cu mine să mântuiască neamul în vieți ce-i pregut în amăgire de la Calea Tatăl Sfânt. Iisus acela aleși în tine de țară, ce-a venit cu îndată în tine, cu teborul tău, pentru care ne buiești de biserica ta, așa că ai să fie într-adevăr în Domnul Dumnezeu care să răspească voia ta cea sfântă și o gândirea cea de pe-a urmă de Iisusa ta, bunătate de Domnul și Bisericii tale. Nu pentru dreptățile noastre de spune așa de mila și adevărul tău, că nu se va întâmpla înaintea ta tot ce vin, ci pentru a ta măsurată iubire de oameni de plăticia cea nesfârșită, a unii a născut cu unii Domnului nostru, Iisus Hristos, pe care l-ai dat pentru mântuirea neamurilor și omului oamenilor, pentru credința și dragostea de nesfântare, a strămoșilor noștri de tine, prin care noi avem mijlocitori înaintea ta, pentru țara și poporul tău. Auzi-ne, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, mai auzit cu plătate, în rugăciunile strămoșilor noștri, când chemau mila și ajutorul tău și din limitează în plările acești ca să fie este slavă la sufărosul obșesc al religiosului tău popor. Ca toți să zălim de tine Dumnezeu și-a binecuvânt cu mintea și închinat cu trei postați. Tatăl Fiul și Sfântul Duh, și să strigă din tatăl în părinile noastre, slavă ție Dumnezeu nostru, dădător de bine, întregi veci. Oh,
creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-ne, Doamne, zilele lungate, pace și sănătate, și cu toate bună sporire, și păzește Sfântului Duh și
Iată-l, Domnul,
sau altceva în Sfântul Lui care va trebui să fie și de așteptă de la urmă. Fie măște de acolo în multe curate, dar Sfântul Lui să așez cu Sfinții care ne dau cu Părinte Lății. De acum o văzut de atunci ce este de tine, să vine cu tătoare, ca să ne începe și în zeci într-o oră. Amin. Să trăim noi, cei care slujim astăzi,
Sfinte altare românești de pe continentul nord-american, să trăim aceste momente, să mulțumim de Dumnezeu pentru refacerile Lui, să ne asumăm de acum încolo o misiune renorită în Statele Unite și în Canada, o misiune pe care să o ducem în aceeași comuniune pe care, în care am împlinit această misiune de 80 de ani. În aceste zile ne bucurăm să avem oaspeți din România, delegația condusă de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, împreună cu Părintele Consilier Patriarhal Maică Tisa, cu Părintele Vicar de la Târgoviște, Ionuț Ivan, și cu Părintele Diacon Florin Sandu, care în duminica trecută au fost cei care au vestit înființarea Mitropoliei, și un alt preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon a fost cel care a condus ceremonia de intronizare a întâiului mitropolit, în semn de comuniune spirituală cu Biserica Mamă. Delegația se află și în aceste zile la Montreal pentru a participa la această proclamare a înființării Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, sincronizarea lui cu mâinea întâiului ei episcop. Îi spunem la preasfințitului Părinte Nifon din nou bun venit și aici la Montreal și continuăm să ne dăjurim ca a avut zile binecuvântate și că va aduce impresia acestor zile înapoi la București, România, ca preasfințitului Părinte Patriarh Daniel. I'd like to welcome all of you to this historical congress, the first one of the new Romanian Orthodox Diocese of Canada. We are living historical moments since last weekend we were witnesses of the proclamation of the establishment of the new Romanian Orthodox Metropolia of the Americas, and my enthronement as a Metropolitan. And this weekend, we are all together for the first Congress of the new Romanian Orthodox Diocese of Canada. And tomorrow will be part of the enthronement ceremony of His Grace Bishop Ioan Casian as the first time. We are blessed to have a delegation from the Romanian Orthodox Church led by His Eminence Metropolitan Nifon. Part of the delegation is Father Michael, the Counselor to the Patriarch, Father Ionuț, Father Deacon Florin. We welcome them again here in Montreal and we wish them blessed days. We are kindly asking His Eminence to address a few words to the clergy and the delegates of our parishes from Canada. În alba Sfinția voastră, în alba Sfințită, Părinte Mitropolit Nicolae, al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru cele două amenici, la Sfințită Părinte Casian, primul episcop al Canadei, preacuceni și preacuvioși părinți, iubiți delegați la primul congres al Episcopiei Ortodoxe Române din Canada. Întâi de toate aș dori să aduc binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, care în mod special a ținut să transmită această binecuvântare delegaților la primul congres al Episcopiei. Apoi, și eu vreau să exprim bucuria deosebită pentru că am trăit momente înălțătoare, spirituale și românești. Cu totul deosebite, pentru că aceste manifestări religioase sunt unice în felul lor. Atât în ființarea Mitropoliei pentru Dumnezeu Americi, cât
își înălțară la rang de mitropolit canal ca Sfințitului Părinte Nicolae, dar și înființarea în prima dată în istorie a Episcopiei autonome, zicem, sufragane a Canarei. Din toate acestea, noi trebuie să reținem că Biserica Mântuitorului Hristos lucrează eficient în istorie pentru ridicarea omului, pentru îmbunătățirea lui. Duhul Sfânt lucrează în biserică, prin astfel de manifestări. Și de aceea, toți trebuie să avem această mare, mare curie. Nu întâmplător, evenimentele acestea au luat acum, după învierea Domnului, perioada pascală, până la înălțarea Domnului. Aceasta înseamnă că noi trăim în lumina, în speranța și în bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Desigur că noi ne-am rugat împreună în această dimineață prin Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă din biserică, după care am făcut de Deu să dăm slavă Dumnezeu pentru momentul de astăzi, și desigur ne-am rugat pentru odihna sufletelor acelor adormiți care au lucrat foarte mult, nu totdeauna în condiții bune, ci uneori vitrege pentru slujirea fraților și surorilor românce de pe teritoriul acesta nord-american. Să ne ajute mult Dumnezeu ca mâine să trăim momente frumoase pentru ridicarea la rang de episcop de Parzot, ca fiind deci primul episcop titular al Episcopiei pentru Canada, a distinsului și vrednicului episcop Ioan Casian. Să fiți sănătoși, Dumnezeu să ne ajute și Hristos a viat. Că va venit să vădau ca pe mine și delegația Congresului acestuia tot merge, vom ca la 5 minute de biserică, este vorba de profetul Vichy. Sunt câteva propuse care poate facilita transportul sau cei care cunoaște să vezi la apropiați, vezi că la mașină personală. Este prima stradă la dreapta, aveți etaj 2 sau platforma de mare, mai bright, și înainte de intersecție left, dacă urmați în stradă, dacă urmați etaj 2, prima ieșire sau pe dreapta. Deci se poate acum, este mai jos să folosiți autobuzele sau spuneam cei care sunt pe stradă în zonă de mașină personală. Programul este de la 12 și 1 masa, după care vom reveni aici la 1 și jumătate, aș vrea să fim punctual, pentru că avem conferința domnului profesor Lucian Procescu despre mărturisirea Bisericii Ortodoxe în perioada comunistă, conferință interesantă asta, bineînțeles, după care va urma și congresul, va urma și congresul de congresul primului, congresul de Bisericii Ortodoxe în România Canadă.